Salut, sunt Andreea Marin, iată ce afli azi la cafea. Îți spun în primul rând de ce angajații din Oficiul Național al Registrului Comerțului intră în grevă japoneză de joi. Tot azi afli câte firme și-au suspendat activitatea la început de 2024, dar îți aduc și vești bune. Cum poți obține granturi de până la 200.000 de lei. Pe de altă parte, tichetele de masă, de vacanță sau tichetele cadou vor fi la un click distanță. Un mix perfect de informații pentru antreprenori găsești și pe blogul nostru termene.ro. Ai aflat de cafeaua noastră de la un prieten? Acordă-ne atunci un like și subscribe! Sindicatul angajaților din Oficiul Național al Registrului Comerțului intră în grevă japoneză joi în toată țara. Ei cer majorarea salariilor cu 15%. În perioada 18-22 aprilie, angajații vor purta banderole negre, dar își vor îndeplini atribuțiile. Dacă nu vor ajunge însă la o înțelegere cu Ministerul Justiției, vor avea loc meeting-uri la nivel național în perioada 23-25 aprilie și un meeting la sediul Ministerului Justiției pe 26 aprilie. Toți sindicaliștii sunt cei care amenință cu greva generală începând din august. 4,5 milioane de metri pătrați vor totaliza spațiile de retail modern în 2024. Mai mult de 185.000 de metri pătrați se vor adăuga stocul existent pe parcursul anului curent, dacă luăm în considerare doar proiectele aflate deja în construcție. 4.328 de firme și-au suspendat activitatea în primele două luni din 2024, în creștere cu peste 38% comparativ cu perioada similară a anului trecut, conform datelor publicate de Registrul Comerțului. 2,7% a fost creșterea producției industriale în România în februarie față de luna precedentă, în timp ce la nivelul Uniunii Europene producția industrială a înregistrat o creștere de 0,7% în aceeași perioadă. Țara noastră s-a situat între alte state membre precum Irlanda, Ungaria, Slovenia și Letonia. Apar schimbări în structura de administrare a contribuabililor în funcție de mărime. Astfel, începând cu data de 1 iulie, aproape 1.000 de contribuabili vor fi transferați de la contribuabili mari la contribuabili mijlocii și vor fi direcționați către administrațiile financiare județene sau de sector. O lege publicată recent aduce tichetele de masă, tichetele de vacanță, cadou sau tichetul cultural direct pe ecranul tău. Acum poți folosi aceste beneficii și online cu doar un click. De altfel, două companii au lansat deja cardurile virtuale. Descoperă cum pot obține femeile antreprenoare 200.000 de lei. Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului dezvăluie pașii cheie pentru a obține acest grant în 2024. Termene.ro prezintă o sinteză a procesului simplu și eficient pentru depunerea cererilor de finanțare. Detalii în linkul de mai jos. Băncile taie ratele, dar cresc costurile. Într-o lume cu lichiditate abundentă, dobânzile la depozite scad în continuare. În același timp, creditele pentru firme se înăspresc, în timp ce creditele pentru populație devin tot mai accesibile, conform unei analize Profit.ro. După un 2022 dificil, piața cripto s-a reîntors în forță în 2023, aducând un val de optimism. Un studiu dezvăluie câștigurile impresionante ale investitorilor din întreaga lume. Românii care au investit în criptomonede au câștigat anul trecut 170 de milioane de dolari, ceea ce plasează țara noastră pe locul 42 din 50 de țări analizate. Seria de smartphone-uri Pixel 9 va oferi utilizatorilor posibilitatea de a realiza, în caz de urgență, conexiuni prin intermediul sateliților. Funcționalitatea va permite trimiterea unor mesaje către serviciile de urgență în zone în care semnalul terestru nu oferă acoperire.
Suportul tehnic pentru Windows 10 va înceta pe 14 octombrie 2025, dar Microsoft are un as în mânecă. Extended Security Updates. Practic, utilizatorii vor putea beneficia de update-uri speciale de securitate dacă vor plăti $61 în primul an, după care prețul se va dubla succesiv în următorii 2 ani. Am și câteva recomandări pentru tine. Dacă îți place să citești, te invit să descoperi secretele orașului. Un arhitect și un antropolog s-au aventurat în București și au creat harta bibliotecilor de cartier. În aceste locuri subfinanțate și adesea uitate de autorități, cei doi au găsit comunități vibrante. O rezistență într-o capitală în care spațiile publice sunt înghesuite de comercializare excesivă. Ce a ieșit, găsești în linkul de mai jos. Dacă preferi să te uiți la ceva interesant, un expert în cultură organizațională îți dezvăluie adevărul despre succes. Ne dorim să fim văzuți, apreciați, iubiți, dar poate e timpul să ne reevaluăm așteptările și să căutăm autenticitatea și evoluția personală. Și nu în ultimul rând, dacă ai chef să asculți ceva smart, îți prezint conversații inspirante. Fondatoarea Yellow Creators îți dezvăluie secretele antreprenoriatului și creativității. Ascultă povestea ei despre intuiție, valori și reziliență și lasă-te inspirat. Linkul îl găsești de asemenea mai jos în descriere. Știrile au ajuns la final, sunt Andreea Marin, îți mulțumesc pentru atenție, îți dau întâlnire și mâine la cafea.